Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov vorbim un pic despre educație, un pic despre învățământ, ambele dacă reușim. Doamna Ariana Bucur, inspector general la Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc. Cum a fost aventura asta de București? Ce pot parte să vă din spun? Guvernul României, doi prim-miniștri între timp? Chiar trei? Trei, bine, ați prins trei prim-miniștri? Prim-miniștri, nu, scuze, m-am gândit la ministru. Nu, la ministri. Da, primul ministru a fost un pic mai departe de mine. Miniștrii au fost în imediata apropiere, da. Și oricum, în decursul aproape unui an, am avut trei miniștri cu personalități diferite, cu temperamente diferite, cu viziuni diferite despre educația din învățământul preuniversitar. A fost o experiență din care am învățat, așa cum sunt toate experiențele noastre, învățăm, da, tot timpul. Am cunoscut lumea din interiorul ministerului. Adevărul este că din afară, de aici, de acasă, atunci când se vorbea despre această instituție care are 505 angajați, gândeam, ce Dumnezeu se întâmplă, de ce merg lucrurile așa de greu și așa de încet? Ei, ajuns acolo, am constatat că sunt într-adevăr 505 pe hârtie în diverse instituții subordonate sau coordonate și efectiv cei care sunt prezenți în minister și care lucrează de dimineață până seara sunt foarte puțini. Deci și ei au activitate în teritoriu, au o serie de monitorizări, o serie de evaluări. Aceste comisii pot fi cu 3 până la 5 membri, dacă nu mai mulți. Și vă spun, în perioada examenelor, cum avem noi imediat din iunie până în mijlocul lui august, nu? Examenele bate vântul prim-minister, că nu e nimeni acolo. Exact, exact. Ori toate activitățile care rămân de realizat se realizează cu o mână jumate de oameni. Da, eu cred că aici ar merge o descentralizare, dacă mă credeți, că inspectoratele ăștia școlare, mă rog, sunt oameni pregătiți, inspectori școlari, oameni care știu despre ce este vorba în aria lor de acoperire. Da. Și atunci ministerul ar trebui să se mulțumească, zicem noi, da, zicem de aici, de la Brașov, nu da, știu cum se vede asta de la București, cu niște date pe care le primesc de la inspectorate, sunt reprezentanții ministerului în teritoriu, nu? Da, este adevărat și cred că această apropiere de teritoriu înseamnă și o cunoaștere mult mai în amănunt a detaliilor, ceea ce e foarte important, dar în egală măsură inspectoratele sunt subdimensionate. Avem foarte mulți colegi inspectori școlari care au două discipline în atribuție. O disciplină cea de specializare, zicem, da, din diploma de studii și o disciplină pentru care au atribuții de coordonare împreună cu colegii lor care sunt profesori metodiști. Deci undeva trebuie să deschizi o supapă la finanțare, pentru că te-ai angajat să finanțezi educația cu 6% din produsul intern brut, ceea ce nu s-a întâmplat încă și se resimte. Și pe lângă aceasta, poate o reorganizare a organigramelor în teritoriu, în așa fel încât să fie mai puternice aceste instituții, care sunt mai aproape de școală și cunosc realitățile mult mai bine, cred că ar putea constitui o soluție pentru problemele cu care ne confruntăm. Chiar zilele acestea am avut întâlniri cu colegii mei, directori de unități școlare, care, din păcate, nu se încadrează în bugetul alocat. Noastră știți că avem o finanțare, un cost standard per elev și în funcție de acest buget se acordă cheltuielile de personal. Și, din păcate, nici costul standard, formula lui de calcul, algoritmul, a fost gândit acum câți ani, nu? În 2011 și de atunci a fost ușor indexat cu o majorare salarială sau... Dar bugetul ți-l dă Ministerul Finanțelor, îți spune în această sumă, ăștia te încadrezi bănuții și tu îl împarți pe unități școlare. Ori, în opinia mea, trebuie construit exact din direcția inversă. Ce nevoi ai și care sunt datele problemei? Deci constați că în mediul rural
nu reușești să acoperi cheltuielile de personal, înseamnă că trebuie să ai o intervenție pe zona aceasta. Chiar astăzi am avut, de exemplu, întâlnirea cu domnul primar de la Fundata și Șirnea, cu domnul director de la cele două școli. Dumnealor au dreptul să funcționeze ca unitate cu personalitate juridică, chiar dacă nu îndeplinesc condiția numărului de preșcolari și elevi din legea educației, câtă vreme sunt unici în UAT. Deci există școala gimnazială Fundată și școala gimnazială Șirnea. Ce pot să vă spun? Că au 8 copii pe nivel de clasă, au 4 copii, au unul născut, deci în perspectivă e cât se poate de gravă situația. Lor le ajung banii din finanțarea per elev pentru maxim 3 luni de zile pe an. Pentru toate celelalte, împrumuți de la unitățile școlare care au elevi mai mulți, au un excedent și redistribui la nivelul județului, ceea ce nu e normal. Ar trebui să aloci diferențiat pe mediul rural. Chiar am făcut o propunere de genul ăsta cât am fost la minister. O solicitare de reanalizare. Am constituit un grup de lucru cu specialiști din Unitatea de Finanțare a Învățământului Preuniversitar care să regândească acest algoritm în așa fel încât această finanțare să fie diferențiată pe medii, să fie ruralul categoric diferențiat de urbanul mic și urban, pe licee vocaționale, pentru că și acolo avem o problemă la liceele de artă și muzică în mod deosebit, chiar și sportivul, dar muzica în mod deosebit, acolo unde studiul instrumentului se face elev-profesor și nici acolo nu ne ajung banii, și la liceele tehnologice. Deci toată lumea dorește să dezvolte și să vină în întâmpinarea mediului economic cu locuri în învățământul profesional și profesional dual. Legislația permite să împarți clasa în grupe, să lucrezi pe grupe și e firesc pentru că altfel deprinzi abilitățile și altfel îți dezvolți competențele dacă lucrezi cu 15 copii decât cu 30. Deci ai întreprins aceste modificări, dar finanțarea a rămas undeva în urmă. Deci acestea ar fi categoriile pentru care eu aș gândi coeficienți de corecție sau încă de la bun început o diferențiere în costul standard dacă vrem să salvăm situațiile din mediul rural. Pentru că rezultatele pe care le avem la evaluările internaționale, dar și la evaluările naționale, sunt așa cum sunt în prezent și datorită rezultatelor copiilor din mediul rural. Dar eu nu spun că sunt slabi, eu nu spun că sunt slabi sau mai puțin pregătiți decât ceilalți, dar ei n-au un mediu competițional așa cum ai într-o clasă când ai 20 sau 30. Da, una este când sunt 30 de copii într-o clasă și alta e când sunt când 8 sau 4. Exact. Dar dincolo de asta... Sau eu mă amintesc așa și cu siguranță dumneavoastră vă amintiți chiar mai bine decât mine că s-au tot încercat o fel de comasări, de rearanjări în mediul rural. Este foarte dificil. Costurile, eu cred că ar crește costurile cu transportul, le-ar depăși pe cele cu profesorii, cu cadrele didactice. Nu poți să lași un copil bun, s-a născut în Șirnea. Asta este, da? Să ne bucurăm că se nasc copii și în Șirnea, că se nasc copii și în Fundata. Exact. Dar trebuie să-i ducem la școală, trebuie să integrăm. Trebuie să, că rezultatele lor poate că nu sunt atât de spectaculoase, dar trebuie să ne gândim că și de acolo au ieșit de-a lungul timpului genii și asta trebuie să ne fie doar un motiv să acționăm, da, o lumină undeva, da. Lor, da. Îmi spunea domnul director astăzi că are un copil care vine dintr-o zonă de graniță între Peștera și Șirnea și face, adică de pe dealuri de acolo, până la microbuz face 40 de minute pe jos. Deci el parcurge un traseu pe jos, îl ia microbuzul, mai adună încă un copil de la încă nu știu câți kilometri ca să-i ducă la școală în Șirnea. Deci, aici vorbim de zone, trebuie... acum, nu știu, parcă le punem în balanță și cumva se naște așa în interiorul meu un soi de revoltă. În Brașov, părinții blochează străzile din preajma școlilor cu mașinile dimineața și la prânz, iar în satele astea nu că n-are cine să-i ducă, trebuie să descurce și sunt copii și este iarnă sau plouă, da, și drumurile nu sunt asfaltate. Și... asta este clar că probabil că ar veni să ia microbuzul de acasă dacă ar fi asfaltat, dar probabil că e un drum undeva
în vârful dealului, da, de pământ. Copiii ăștia merită tot respectul până la urmă. Categoric. Și merită să fie, da, să, da, facă eforturi pentru, da, ei în, da, ceea ce... Și de asta aveți dreptate. Trebuie, da, diferențiate lucrurile. În mediul urban unde îi bătaie pe școli, avem un anumit tip de algoritm. Încărcare și un, da, algoritm. Un algoritm, da, și în mediul rural trebuie altul, clar. Sau zona Rupea, de exemplu. Astăzi am avut discuții și cu conducerea de la liceul Șteu Iosif Rupea. Sunt disperați. Au spus nu au bani pentru... Ei au avut o problemă financiară legată de un campus, dacă vă aduceți aminte, cu mulți ani în urmă, urma acolo să se construiască... Da, au vrut să-și facă un cămin. Exact, da, un campus, și acela nu s-a mai realizat. Au avut o problemă cu constructorul pentru că banii n-au fost achitați la timp, sunt despăgubiri în valoare foarte mare, au sechestru pe orice bani financiar, care, da, ar intra. Și în condițiile acestea au o clădire care este cămin cu această destinație, pus la punct, zugrăvit, pregătit tot. Încuiat. Încuiat, pentru că n-au rezolvat încă problema legată de racordări, canalizare și utilitățile în general. Da, 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 și, din păcate, multe lucruri se întâmplă așa. Și pentru așa că acești copii nu beneficiază de acest cămin, tot cei care sunt în jurul localității Rupea vin din ce în ce mai greu la școală, din motive și sociale și financiare, poate unele și, eu știu, de comportament, că știți cum mai alunecă tinerii într-o... Și cu atât mai ușor alunecă în momentul în care nu există condiții, exact, clare de... Exact, așa, dacă ar fi fost în cămin, ar fi fost supravegheat, nu? Ar fi mers la școală și ești supravegheat, după amiaza la fel, și aveai șansa să finalizeze școala. E, nu se poate, pentru că noi nu putem, noi adulții care gestionăm lucrurile acestea și... Da, din păcate foarte multe, și acum cred că se împart în două chestiunile legate de partea asta, e construcții, de licitații. Vedem cu toții că există acolo criteriul prețului cel mai mic. Ei, s-a dovedit că este falimentar. De asemenea, pe de cealaltă parte s-a dovedit că și autoritățile uneori au avut o problemă la limita falimentului din cauza asta, pentru că nu au plătit la timp, nu au gestionat financiar situația. Dom'le, cât ne costă să construim căminul ăsta? 10 lei. Avem ăștia 10 lei? Păi nu îi avem, dar poate îi facem rost. Sau, dar din momentul ăla deja lucrurile au început să scape de sub control. Da. Da. Din evident păcate, că... Da. Deci lucrurile se văd total diferit de la București față de teritoriu, clar. Da. Deci asta, și oricum era o regulă de mult, dar... Era o regulă de mult, da, dar așa cum se întâmplă, mai verifici odată, tragi concluzia și că... Nu... Da, corect. Da, asta e. Bun, da, haideți să mergem mai departe. Există un proiect de lege care prevede exciderea învățământului obligatoriu în România. Și aici avem niște exemple de țări, 13 țări europene. În aceste țări există obligativitatea celor mici să urmeze grădinița începând cu vârsta de 5 ani. Și aici avem Bulgaria, Cehia, Grecia, Cipru, Letonia, Malta, Olanda, Austria, Marea Britanie, Elveția, ca să avem și nume de astea mai sonore, Macedonia, Serbia, bă, rog, până la urmă 13 state. Învățământ obligatoriu în Ungaria de la 3 ani și în Luxemburg de la 4 ani. Adică regula europeană există, pe la noi încă mai nu căutăm. Este obligatoriu, da, învățământul preșcolar nu este obligatoriu. Se are în vedere coborârea vârstei pentru învățământ obligatoriu de la 5 ani, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Eu doar aș dori să vă amintesc ce rumoare și ce nemulțumire a existat în rândul părinților la apariția clasei pregătitoare. Vă aduceți, da, aminte? Cu siguranță. Ce șoc pentru toată lumea să fie înainte de clasă 1, o clasă 0 numită atunci. Dar nu mai știu a cui a fost, a lui Marga a fost ideea, nu mi-am amintesc. Nu, a domnului Funeriu. Funeriu, da, ok. Da, pe vremea domnului Funeriu. Bun, și la momentul respectiv greu s-au mișcat lucrurile, a fost presiunea timpului, pentru că din cadrele didactice care funcționau la învățământul primar nu aveau și competențe și cunoștințe de a realiza legătura între preșcolar și primar, nu peste tot. Și atunci s-au făcut formări în vara respectivă, am fost așa, la milimetru.
A fost oricum, un cred efort. Că în România doar așa se pot face lucrurile, dacă mă întrebați pe mine. Da, din păcate, cu forța, cam aceasta domnule, e regula. Da. Cert este că a existat o rezistență la momentul respectiv. Lucrurile totuși s-au întâmplat. Ca să constatăm astăzi, când a fost prima serie care a finalizat clasa a patra, că acești părinți sunt foarte mulțumiți. Că în clasa pregătitoare s-a făcut trecerea între grădiniță și învățământul primar și obișnuirea cu mediul școlar și captarea atenției și o serie de activități care în final au condus la o mai bună integrare pe parcursul celor 4 ani de la clasa 1 la clasa 4. Deci mă gândesc că dacă se va coborî vârsta și într-adevăr va fi obligatoriu învățământul de la 5 ani, va fi în favoarea copiilor. Asta, eu sunt convins 150% da. Că este așa, da. Mai ales că prin experiența asta am trecut și eu ca părinte și vă spun sincer că această clasă pregătitoare, 0, cum i s-a spus ei, minus 1, da. Habar n-am, glume, a fost foarte importantă pentru copil și este importantă pentru copii în felul în care este ea abordată. Este foarte multă relaxare, copiii nu sunt forțați să facă lucruri extraordinar de grele și așa mai departe, dar canalizarea asta a energiilor normale. Da? Copilul este un disc blank, e un hard disc pe care nu e nimic și atunci se începe înregistrările. Dacă le înregistrezi corect, și de la început din vârstă anumit... fragedă, categorie. Exact. Dacă nu, vedeți, sunt copii care nu dau randament pentru că au stat cu bunicii până la 7 ani. Este imposibil să dai randament când tu ești obișnuit cu mama și cu tataie. Este imposibil. Da, așa este. Deci, categoric, revenind la întrebarea noastră, este o măsură pe care eu o salut. Cred că e în beneficiul copiilor. Avem și un angajament de țară ca să mărim durata învățământului preuniversitar și cu această măsură ne-am achitat de angajament și de obligație și mă gândesc că în perspectivă abordarea aceasta care se realizează la învățământul primar a conținuturilor integrate și așa este varianta de viitor. Până la urmă, copiii buni au mintea aia, zicem noi, ca un burete, absorb și așa mai departe. Faptul că cineva, nu știu dacă neapărat, poate pe noi părinții să simțim ca pe obligație, dar ei se bucură, copiii se bucură în comunitate. Da. Pentru ei este o dramă să nu aibă prieteni, copii de vârsta lor cu care să se joace. De ce n-am extrapolat lucrul ăsta și către forme de învățământ? Acum știu că iarăși vor apărea tot felul de probleme, spații și așa mai departe, grădinițe. Eu sunt convins că vedem doar partea frumoasă a lucrurilor în momentul ăsta, sau partea teoretică, să zicem. Dar copiii în comunități organizate, predispuși, dacă îmi permiteți, cu ghilimele de rigoare, la învățătură, eu cred că vor crește nivelul școlilor din țara noastră, pentru că noi avem foarte multe vârfuri, copii foarte buni, extraordinar de buni, olimpiade și așa mai departe, da? Pe de altă parte, vedem doar vârful icebergului. Așa este. Așa avem este. O masă... Și cred că o măsură complementară va fi cea legată de extinderea învățământului preșcolar cu program prelungit. Sunt din ce în ce mai multe cereri ale părinților pentru programul prelungit. Deci acel asta program e o dovadă în că care, se muncește în România. Doamne ajută, cel puțin în județul Brașov, sigur, mai departe nu am în o amănunte, statistică, deci nu mă pot pronunța, dar pentru județul nostru se pare că cererea pentru învățământul preșcolar cu program prelungit este din ce în ce mai mare. E vorba și de supravegherea copiilor când părinții sunt la servici. Eu sunt nemulțumită pentru că am constatat în anul în care am lipsit că s-a construit foarte mult și m-am întrebat dezvoltatorii aceștia sau eu știu cei în măsură nu s-or fi gândit și la unități de învățământ.
că toate sunt supraaglomerate. Noi nu mai avem spații în care poți să oferi copiilor și alt fel de activități. Toate sunt săli de clasă. Chiar astăzi discutam cu cineva, zice, transformăm laboratorul de informatică și de în sală de sala curs. Sala normală de curs. Deci să intre copiii. Păi nu e bine, da. Trebuie să găsim o soluție. Da, acum cred că pe undeva mingea asta ar putea fi prin terenul primăriei. Camp acolo. Să-i poată, acum așa cum a început acolo. Să-i oblige cu parcările, pentru că iarăși aveam o problemă reală și o avem în continuare la nivelul municipiului Brașov. Omul nu se dă jos din mașină. Și când zic omul, mă gândesc și la mine, cu siguranță. Nu se dă omul jos din mașină. Și a dat bani pe mașină, o folosește. Că ratul s-a mai modernizat, că acum îți dă și poți să pui cuiu pe bilet și îți decontezi transportul. Îți dă și o bilete la operă. Exact! Nu? Există tot fel de lucruri astea pe care le încearcă oamenii ăștia de la transportul în comun, da. Să devină și mai atractiv și e de înțeles. Până la urmă, cred că toate lucrurile astea trebuie gândite foarte bine. Ok, facem blocuri. Până în 2021-2022, am înțeles că populația Brașovului aproape se va dubla. Păi unde se duc copiii? Și aici vorbim de oameni tineri care se mută, nu vorbim de vârsta, mă rog, de la 40 de ani încolo, care s-ar muta la Brașov. Se mută și ei, dar sunt mult mai puțini. Se mută cei tineri, care își formează o familie, sunt în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Fac copii, că e sens natural, normal. Unde se duc să învețe? Da, este o mare problemă, cel puțin pentru Brașov. Este foarte aglomerat, chiar vă spun și la școala gimnazială 6, pe care o știți aici la lângă rectorat. Am încercat să modificăm circumscripția arondată școlii 6. Adevărul este că e o școală poziționată bine, dar nu numai acesta este motivul, ci și resursa umană de acolo este de calitate și este o școală solicitată. Deci chiar dacă noi am redus din circumscripție, în ideea în care cei recenzați se vor înscrie și vor încăpea în acea unitate școlară, lumea este foarte orientată în ziua de astăzi, și-a făcut mutații în zona respectivă și acum suntem în dificultate, nu avem spații în care să putem desfășura activitățile în condiții civilizate. Deci trebuie neapărat... Părinții forțează nota, este adevărat că părinții fac lucrul ăsta, dar nu întotdeauna, adică eu cred totuși că numărul acestor părinți nu e chiar atât de mare încât să devină îngrijorător, dar eu mă gândesc la cartierele astea noi care cresc în municipiul Brașov și care evident atrag ca o magnet, sunt clădiri frumoase, sunt spații frumoase, familii tinere care locuiesc în blocuri mai vechi din Brașov se mută acolo, dar vin și din alte zone ale țării. Este foarte important să ai un program flexibil, de exemplu, la serviciu. Dacă lucrează în IT, nu trebuie să că la 7 dimineața, cum se duc cei care lucrează într-o fabrică. Dar să-și ducă copiii la o grădiniță acolo, în apropiere, și să ia la terminarea programului de acolo. Sau cum se mai organizează fiecare cu părinți, bunici și așa mai departe. Dar și la școală e același lucru. Bun, ne dorim școala 6 sau 8 sau 8 sau 5 sau că toate sunt din ce în ce mai bune. Toate sunt foarte aglomerate. Și sunt foarte aglomerate. Da, și în final această supraaglomerare va conduce la program încărcat. Deci, țineți minte că nu de mult lucram în 3 schimburi. Eu țin minte de când mă duceam eu la școală că se lucra în 3 schimburi, idealul nostru era să lucrăm într-un singur schimb, ca toți copiii să aibă după amiaza un program normal, după amiaza posibilitatea să urmeze alte activități care să-i completeze formarea și dezvoltarea personalității. Dar nu știu, poate se vor gândi cei de la primărie la un proiect pe termen mediu și lung și în zonele în care au apărut așa de multe locuințe să se gândească și la unități școlare. Da, aici cred că ar putea și inspectoratul să vină cu o propunere către primărie. Dacă ne întreabă, da, cum să nu? Păi le avem pregătite. Știți ce vă propun eu? Să nu-i așteptați să vă întrebe. Să nu-i așteptați să vă întrebe. Să mergeți către ei cu propunerea asta. Doamne, se construiește un cartier pentru 2, 3, 5.000 de familii. Și ok, sunt 3-4 dezvoltatori acolo. Adunați-i pe toți la masă, stabiliți fiecare cât cedează, că lucrurile astea mie mi se par foarte simple de altfel, așa cum cedezi teren pentru drum public ca să vină primăria să ți-l asfalteze și să-i pună iluminat.
Pot găsi patru dezvoltatori, da, o zonă undeva cât mai centrală și să, în cartierul respectiv, ca să nu fie nici trafic și așa mai departe, să faci o școală sau o grădiniță. Hai să zicem că școală ca școală, dar o grădiniță sau o instituție în care să fie și grădiniță, să fie și școală. Dacă tot gândești să construiești ceva, construiește chiar de la grădiniță până la liceu. Deci să nu le mai facem fragmentar, să faci un imobil în care să se regăsească și grădinița, și primarul, și gimnazialul, și terenul de sport, și sala de sport. Deci să gândești de la bun început un lucru bine făcut pentru zona și respectivă. Și fă-l modern, că iarăși ne plângem că avem școlile astea cutii de chibrituri și așa mai departe. Exact, da. Exact. Până se mai ridică, cum au avut noroc meșotiștii, au și ei acum pe lângă cutia de chibrituri bine cunoscută, au și un sediu frumos, că nu toate liceele sunt Șaguna, Unirea, Grigore Moise și așa mai departe. Mai există și licee care au fost construite după un alt tipic. Aici cred că ar trebui să vină presiunea, că și primăria, bun, vine primăria cu ideea asta, gândiți-vă ce reacție vor avea dezvoltatorii imobiliari, lasă-ne domnule în pace, ne apucui pe noi să facem școli. Dar inspectoratul vine și spune, nu mai puteți să vindeți apartamente și să aduceți, să vindeți unor familii care acum se dezvoltă și așa, pentru că nu avem unde să-i școlarizăm, punct. Și atunci, probabil că, știți cum e, totdeauna au existat valuri de-astea de dezvoltare demografică, iar acum, după ce am trecut printr-o mică prăpastie, ca să fim foarte sinceri noi între noi, acum am început să urcăm. Crește numărul brașovenilor, crește numărul de copii, de asta este presiune pe școlile existente, de asta e presiune pe grădinițele existente, de asta apar grădinițe particulare, pentru că dacă nu ar fi existat presiunea, n-ar fi apărut nici astea. Chiar eu am fost foarte surprinsă de unitățile școlare particulare care sunt atât de numeroase în București și Brașovul, cât de puține astfel de oferte are. Nu știu care e explicația. Eu m-am gândit încântată că la stat sunt profesori și condiții foarte bune și probabil că de aceea n-a existat succes. Da, probabil că există un adevăr și la acest capitol. Partea aceasta, dar tragem un semnal cu ocazia acestei emisiuni și dacă există și persoane particulare care doresc să inițieze astfel de afaceri, le invităm să construiască unități școlare particulare. Da, totul este să ai dorința asta, acum mă refer la dezvoltatori imobiliari și așa mai departe, că până la urmă nu faci ceva gratuit. Construiești și banii aia o să ți-i recuperezi în timp din anumite taxe. Dar ideea este că în București eu sunt convins că lucrul ăsta s-a întâmplat tocmai pentru că boom-ul demografic a fost imens și atunci n-aveai unde să înveți. Plus de asta vorbim și de expați aici. De-aia există o școală franceză, de-asta există o școală americană, de-asta există o școală britanică. După modele, pentru oameni, sunt în clasă, sunt 5 copii englezi, restul de 20 sunt români, dar fiecare își alege un model. Și atunci, evident, de asta s-au dezvoltat aceste școli. Există și în Brașov școli particulare cu niște rezultate. Există grădinițe particulare cu niște modele și rezultate. Da. Acum, dacă vorbim numai de cele autorizate sau acreditate, asta este o de altă la ele poveste. Făceam referire că sunt foarte, foarte, foarte puține. Sunt foarte puține și pentru Brașov. Sunt probleme cu personalul, oamenii nu sunt pregătiți întotdeauna cum trebuie, nu-și doresc să plece de la stat să lucreze în privat, pentru că la stat există o siguranță a locului de muncă, pe când în privat depinzi clar de niște cifre. Să știți că în condițiile în care participi la concursul de titularizare organizat de stat, și alegi o repartizare la o unitate, după care te muți la o unitate particulară, poți să revii. Deci în condițiile în care ai un concurs la stat, poți să revii la stat. Astea sunt lucruri pe care n-ar fi o problemă în condițiile în care ai constata că nu ți se oferă, eu știu, la nivelul așteptărilor, poți reveni la stat. Dar e ceva acolo care, nu știu în ce măsură, nu funcționează foarte bine de vreme ce. Sau puterea de cumpărare, poate financiar,
brașovenii nu dispun așa de mult cum sunt. Poate că brașovenii au mai, mai multă încredere în școlile. Aici a fost prima motivație. Suntem un pic mai conservatori, trebuie să recunoaștem. E foarte posibil, da, a fost prima motivație, dar vă recunosc că m-am gândit și la cea de-a doua, că m-am comparat și cu Clujul și cu Iașul și cu totul. Există, dar care... nu este efervescența atât de mare ca în București. Acolo, da, în București, acolo într-adevăr. Și da, vorbim aici totuși și cu asta chiar că trebuie să închem, că am văzut colegul meu deja face tot fel de semne. Da. Simpatice până la un anumit punct. Da. În București, foarte multe cartiere nou construite oferă celor care cumpără acolo, da, posibilitățile și... astea, la început creșă, grădiniță, da, da, clase primare și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, cumva trebuie să atragi și în București se construiește, da, da, și în Brașov se construiește, dar în București se construiește de 10 ori mai mult. Da, mulțumim, da, frumos pentru participarea la emisiune. Bine ați revenit la Brașov. Mulțumesc, bine. O fi fost interesant și la minister, dar presupun că aici este mult mai bine. Mulțumim frumos. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.